O componentă foarte importantă a interfeței grafice pe Ubuntu este panoul principal. Panoul principal, sau dash în engleză, poți să-l deschizi dând click pe icoanța din stânga. Poți să-l deschizi și apăsând tasta super. Tasta super este tasta care are iconița cu Windows pe ea. Are logo-ul Windows. Panoul principal, sau dash în engleză, are mai multe lentile, lenses. Sunt un fel de pagini. Fiecare dintre ele îți permite să cauți în diverse locații. Prima, mă rog, a doua de fapt, despre prima o să vorbesc la sfârșit. A doua îți permite să cauți în aplicații. Aici e niște filtre în dreapta, după tipul de aplicație, după cât de apreciată este aplicația respectivă pe centrul de software. Centrul de software este locul în care poți să instalezi sau să cumperi aplicații. Și poți să, uite, chiar poți să deschid acum centrul de software Ubuntu, mă rog. Și dacă dau Enter, se deschide. O să fac un filmuleț separat despre cum se instalează aplicații. E foarte ușor. Surse. Poți să cauți aplicații pe care nu le-ai instalate. Spre exemplu, eu nu am Chrome instalat. Și îl pot deschide direct să-l instalez. O să fac despre centrul de software un alt filmuleț mai încolo. Ok. Fila pentru fișiere. Poți căuta fișiere. La fel, ai niște filtre aici pe care poți să le ascunzi sau să le afișezi. E destul de intuitiv. Muzică, din păcate, nu am și nu pot să-ți arăt exact cum funcționează sistemul de filtrare, mă rog. Cea mai interesantă lentilă mi se pare cea despre filmulețe, cea cu filmulețe. Pot să selectez sursa de unde vreau, care nu e neapărat locală. Spre exemplu, pot să caut pe TED Talks și dau Enter. Acum navigatorul Firefox îmi deschide pagina și văd direct filmulețul. Am foarte multe surse și cel mai interesant lucru este că aceste lentile sunt un fel de cum sunt extensiile pentru Firefox, spre exemplu. Un dezvoltator independent, un programator independent sau un grup poate să dezvolte o lentilă din asta. Și sunt foarte multe. E una pentru Wikipedia, e una, spre exemplu, scrii numele orașului și îți apar datele legate de vreme, latitudine, longitudine. Sunt foarte, foarte, foarte multe lentile de genul ăsta. O să fac filmulețe pe viitor, sper, despre diverse lentile. Deocamdată le acopăr pe cele implicite. Cea pe care am omis-o, de fapt am lăsat-o la sfârșit, acum este prima. Prima este foarte interesantă pentru că agregă foarte multe rezultate din alte lentile. Deci poți să cauți și aplicații, poți să cauți și fișiere, scriu direct și mi afișează. Poți să o și minimizezi dacă vrei. Da, atât despre panoul principal.